Dumneavoastră sunteți? Bună seara! Da. Doamna Elena, eu îmi cer scuze pentru o oră târzie. Trebuia să vă sun mai devreme, dar n-am putut eu personal și vreau astăzi să vă, acum seara, v-am telefonat și vreau să vă transmit un mesaj de felicitare. Mă întorc așa telefonul fiindcă filmez acest moment și vreau să vă dedic câteva versuri. Le-am scris cu drag pentru dumneavoastră. Maria Ciorici mă numesc și vreau să mă ascultați un pic, dacă aveți timp. Scumpa și draga mea mamă, pentru mine ești și soră, ești absolut tot. Ești perfecțiunea întruchipată, ești îngerul meu păzitor. Ești și mamă și bunică deosebită. Mulțumesc, vreau astăzi să-ți spun, pentru copilăria fericită și pentru al meu ușor drum. Am parte de cei mai buni părinți, care de mici mi-au oferit absolut tot. Și n-am dus lipsă de nimic, în suflet zi de zi recunoștință port. Pentru cei 7 ani de acasă, care niciodată nu mi-au lipsit. Îmi doresc să fiu și eu așa o mamă, cum ai fost tu tot acest timp. Când aveam vreo 14 ani, tata a plecat peste hotare pentru a ne ajuta să ne îndeplinim pofta noastră mare, pentru a ne oferi un trai mai bun. Și de atunci, mămica, ai rămas și mamă și tată în al nostru drum. Bună educație ne-ai dat. Era o perioadă dificilă pentru tine, deoarece eram adolescente și trebuia să ne ții în frâu bine. Cum e viața, ai știut să ne înveți tu. Astăzi, cu această ocazie, vreau iertare să-mi cer, că am luat atunci o decizie în Italia să plec. Am venit alături de tata, iar peste 2 ani ai venit și tu. Ai făcut o alegere dureroasă, de părinți și soră te-ai despărțit. Ai venit într-o țară total străină și tot de la zero ai început. A fost greu pentru tine, dorul de casă te-a chinuit mult. Ai avut și 2 încercări de la viață, dar nu vreau astăzi să ți le amintesc. Vreau doar să-ți aduc zâmbetul pe față, fiindcă tare te iubesc. Nu vreau azi să te întristeze. Știu că ești o fire emotivă. Scopul meu este să te încurajez, să-ți spun că ești de noi tare iubită. Ești foarte importantă în viața noastră, ești absolut totul pentru noi. Mai ales în această zi minunată vrem să radiezi de fericire, să zâmbești pentru că ai 2 fete care te iubesc nespus și 2 nepoței, Sara și Mateo, care te adoră mult. Mă dore sufletul că nu suntem împreună, știu că cea mai mare fericire e să ai nepoții lângă tine, să-i vezi crescând, iar noi copiii înflorind. Lângă tine, mamă scumpă, lângă tine, suflet blând. Felicitarea vine din partea fiicei Cristina. Scuzați-mă, doamna Elena, că v-am făcut să lăcrimați. Mulțumesc! A fost un mesaj frumos pentru dumneavoastră. Ea mi-a deschis, mi s-a deschis, știți, ca o fiică, ca o mamă, ca o femeie. Și mi-a redat dragostea imensă pentru dumneavoastră, recunoștința pentru faptul că, în primul rând, ați născut-o, ați educat-o, ați crescut-o, i-ați dat cei 7 ani de acasă și ea vă este recunoscătoare. Acum vreau să vă ofer cuvântul dumneavoastră și să-i transmit. Ce vreți să-i transmiteți ei și surioarei, poate împreună? Ce vreți să le spuneți? Le iubesc foarte mult, le prețuiesc și încerc să le ajut cât pot. Pentru mine, ele și nepoții mei sunt sănătatea mea și viața mea. Frumos. Așa. Mulțumesc. Așa să fie permanent. Vă doresc ca relația aceasta frumoasă dintre voi să reziste, să fie la fel de puternic, chiar dacă trec ani, chiar dacă distanța vă desparte. Și vreau să vă dedic și un cadou muzical pentru dumneavoastră de la Cristina, fiica dumneavoastră, care e foarte, la fel și ea, este foarte emotivă și sensibilă, așa am simțit-o eu. Pentru dumneavoastră, doamna Elena, cu un sincer la mulți ani. Mulțumesc. Super. Mulțumesc, iubită mamă, steaua mea din zori de zi. Fără tine mi-este teamă că planeta s-a răcit.
fără tine mi-este teamă. Că planeta s-a răcit, te-am secătuit de vlagă, mai crescut, mai înflorit. Pentru tine, mamă dragă, soarele e nasfințit. Pentru tine, mamă dragă, soarele e nasfințit. Mamă frumoasă, primul meu rai, fă o minune, te rog, mai stai. Dulce lumină, ram de măslin, încă nu-i vremea, mai stai puțin. Dulce lumină, ram de măslin, încă nu-i vremea, mai stai puțin. Pentru dumneavoastră, doamna Elena, la mulți ani. Mulțumesc. Vă doresc multă sănătate și să faceți în continuare surprizile astea. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Sunt sigură că ați sărbătorit frumos, dacă nu, este în continuare sărbătoare pentru dumneavoastră. Chiar am musafiri aici. Aveți musafiri. Vă le transmit salutări tuturor și sărbătoare frumoase să aveți. La mulți ani! Mulțumesc! La revedere! O seară bună și vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat. Iată așa, da, Mireluș? Și eu sunt aici?